Deschideți împreună cu mine la Cartea Obadia. Astăzi vom sta în această scurtă carte, cea mai scurtă carte din Vechiul Testament. Așa cum știți, ne aflăm așa la o într-o paranteză. Fratele Andrei va fi acasă de miercuri, va începe studiul care la început, va continua studiul care l-a început pe doctrinile Harului și vom începe din nou împreună sau reîncepe împreună ciclurile de predicare care le avem în plan, cel din Ioan și cel din Ioel seara, și am profitat între ghilimele de această paranteză ca să ne îndreptăm și în alte locuri în Sfintele Scripturi și ne aflăm astăzi în Cartea Obadia. Cartea Obadia, cum ziceam, este o carte scurtă, dar asta nu înseamnă că nu este o carte folositoare, că nu este o carte ziditoare, nimic din ceea ce este prezent în Sfânta Scriptură nu este la întâmplare, nu este acolo fără rost. Absolut tot a fost lăsat de Dumnezeu pentru zidirea noastră, pentru îndreptarea noastră, și această carte este relevantă pentru noi astăzi și are ceva să ne învețe și astăzi. Pentru început, trebuie ca să ne creăm un context, să înțelegem ce se întâmplă. Așa cum ziceam, scopul acestor mesaje care au fost și din Rut și din Obadia este să fie mai mult să fie introductive, ca să fie un prilej prin care fiecare dintre noi să studiem mai adânc, mai profund aceste cărți. Tot ceea ce vreau să fac și în această dimineață și de seară este să vă provoc cumva apetitul pentru a studia aceste cărți. Nu vrem neapărat să facem un studiu extrem de tehnic sau să despicăm firul în patru la fiecare verset, dar vreau ca să creăm un cadru în care să privim împreună la această carte și să înțelegem contextul, să înțelegem mesajul ei pe larg, ca după aia fiecare dintre noi, în familiile noastre, împreună cu alți frați, să ne adâncim, să studiem mai mult și să fim binecuvântați prin studierea acestor cărți. De aceea vă sugerez să continuați munca mea astăzi acasă, împreună cu familia, să luați Biblia, să o puneți pe masă, acolo, între sarmale, și să puneți întrebări, să aveți discuții. Este total normal că așa ceva să se întâmple în familii creștine. Da? Cuvântul lui Dumnezeu să fie prezent în toate aspectele. Când înveți ca să studiezi un text literar, orice text literar, una dintre metodele care ești învățat este ca să interoghezi textul pentru acele întrebări esențiale. Și anume să pui întrebările: cine este prezent, care sunt personajele prezente într-un text, ce se petrece în acel text, ce fac acele personaje, ce mișcări, ce acțiuni, unde se petrece acea acțiune și când se petrece acea acțiune. Sunt patru întrebări importante pentru a înțelege ceea ce se întâmplă când analizezi un text. Orice text, da? Fie că citești un text din Biblie, fie că citești o carte, un roman sau o carte istorică. Astea sunt întrebări esențiale și dacă acestea sunt întipărite în mintea noastră, ne vor ajuta ca să analizăm și să studiem cu mai mare ușurință. Și cred că ar fi bine să începem cu aceste întrebări ca să ne creăm un cadru, un context pentru această carte. Cine este prezent în această carte? Vă rog, chiar vă provoc să răspundeți. Haideți să fim un pic mai interactivi în această dimineață. Cine este prezent? Care sunt personajele prezente în această carte? Vă dau eu primul, da? Obadia. Este titlul și autorul cărții, da? Obadia. Cine este Obadia? Proroc, da? Cum știm asta? Ne spune primul verset, da?
Evident, resursele biblice care există, istorice, sunt de folos. Dacă aveți acasă un dicționar biblic, este o resursă foarte bună. Dar dacă nu, Biblia se tălmăcește cu Biblia, nu? Și primul verset, prima frază este prorocia lui Obadia. Și prorocii asta fac, prorocesc, da? Alte personaje prezente. Esau sau Edom. Esau sau Edom, da? Frate Iuliu? Edomul, da? Imediat după ce ai prezentat Obadia, cine este prezentat în primul verset? Dumnezeu, da? Prorocia lui Obadia, așa vorbește Domnul. Dumnezeu este, de fapt, personajul principal în orice text al Bibliei. Deci avem Obadia, îl avem pe Dumnezeu, îl avem pe Esau, avem Edomul. Mai este cineva prezent? Da, tangențial. Dar mai ne lipsește un personaj principal. Casa lui Iacov, Israel, da? Acțiunea se petrece între Edom și Israel, între Esau și Iacov, da? Neamurile care sunt menționate, mai specific vorbind, se vorbește, deși voalat, adică nu este evident, despre Imperiul Babilonian, care sunt cei care sunt antagoniști în această... în acest text. Ei sunt cei care cuceresc poporul Israel și vom vedea că Edomul, acest popor, participă cumva la această invazie, la această cucerire. Da? Astea sunt personajele principale. Înțelegem cine este Obadia, înțelegem cine este Dumnezeu. Da? Cine este Edomul? Cine sunt edomiții? Descendenții lui Esau. Cum știm asta? Dincolo de ce am învățat la școala duminicală. Cum știm din acest text? Ce indiciu avem în acest text? Exact. În versetul 9, de exemplu, da? Eu în ziua aceea, Domnul zice în felul următor. Nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau. Da? Deci este evident că aici este o legătură foarte... foarte clară. La fel cum să face o paritate între Iacov și Israel și inclusiv în acest text se face o paritate între Esau și Edomul. Cine era Iacov? Și cine era Iacov în legătură cu Esau? În relație cu Esau? Erau frați, da? Și frați? Erau doi frați? Gemeni, da? Și ne spune Biblia că ei aveau o relație foarte clară și deosebită cu Dumnezeu. Dumnezeu pe unul îl iubea și pe altul îl ura, da? Deci vedem că dacă începem să răspundem la aceste întrebări, din cunoștințele noastre biblice și din textul nostru, se dezvoltă un tablou, da? Cum înțelegem că avem două popoare care provin din doi frați, care evident au o relație tensionată, ar fi puțin spus, da? Asta ne dă de înțeles că avem o antagonie între aceste două popoare care este veche, care este profundă, dar totuși sunt două popoare înrudite. E vorba de doi frați, da? Înțelegem că astea sunt personajele și putem ca să vedem acum ce se petrece cu aceste personaje. Și textul nostru ne arată că este vorba de o nenorocire care vine asupra casei lui Iacov. Este vorba de faptul că există o invazie. Ierusalimul este cucerit și poporul acesta înrudit, Edomul, în loc ca să sară în ajutor sau măcar să stea pasiv, dar să-i pese rău, da? Participă în mod negativ. Este implicat chiar în mod negativ în nenorocirea aceasta care cade asupra lui Israel. Acțiunea noastră se petrece în țara Israel, în ținuturile Edomului. Toată acțiunea se petrece pe hartă, dacă vrem, în această regiune.
și cumva suntem purtați între muntele Sionului și muntele lui Esau ca și puncte de reper. Da? Geografic vorbind, aici ne aflăm. La întrebarea când se întâmplă acest lucru, poate este mai greu fără anumite date istorice să răspundem, dar avem niște indicii, cel puțin știm că se întâmplă după sau în timpul acestei invazii din partea Imperiului Babilonian. Da? Ăsta este un punct de reper. Deci această acțiune se petrece undeva după ce poporul Israel suferă această nenorocire și prorocia aceasta este valabilă și se pune în aplicare până la împlinirea ei. Da? Dacă studiem istoria, vedem că de fapt datarea acestei cărți, deși mulți critici au dificultate de a pune o dată pe această carte, mai mult decât probabil este undeva între anul 586 înainte de Hristos, când este distrugerea Ierusalimului din partea Imperiului Babilonian, și 581, când exact cum zice această prorocie a lui Dumnezeu, cei care erau aliații Edomului, Babilonul, cei cu care conspirau edomiții împotriva Israelului, se întorc împotriva Edomului și babilonienii cuceresc țara Edomului. Da? Deci mai mult ca probabil că în această perioadă de 5 ani se petrece acțiunea care este descrisă aici și se scrie această carte și această prorocie a lui Dumnezeu. Da? Deci acum știm cine este implicat. Știm ce se petrece în mare, știm unde se petrece și știm când se petrec aceste evenimente. Avem un context, avem un cadru în care putem ca să analizăm aceste acțiuni. Înțelegem ceva esențial despre fiecare personaj implicat și putem ca să analizăm textul nostru. Tematica sau acțiunea principală care este vizată este judecata Edomului. Da? Judecata Edomului. Tot textul are ca și fond acest eveniment, judecata Edomului din partea lui Dumnezeu. Evident, înțelegând cine este implicat, vedem că această judecată până la urmă funcționează într-adevăr pe multiple paliere. Da? Putem înțelege că este aplicabilă în ceea ce înseamnă relația între frați, pentru că e vorba de două popoare care provin din doi frați. Putem înțelege că este vorba de relațiile între națiuni. Putem înțelege că este vorba de relația lui Dumnezeu și națiunile acestui pământ. Da? Putem înțelege că este vorba și de o relație tipologică. Esau reprezintă un antagonist împotriva lui Dumnezeu și împotriva poporului Dumnezeu. Și Israel ar trebui să reprezinte protagonistul sau reprezentantul lui Dumnezeu. La fel ca și în cartea Rut, moabiții reprezintă antiteza poporului Dumnezeu, da? Sunt antagoniști împotriva lui Dumnezeu. Și poporul Israel ar trebui să reprezinte protagoniștii. La fel și aici avem o tipologie de genul, da? Urmașii lui Esau sunt cei care sunt împotrivitori lui Dumnezeu și Dumnezeu îi urăște pentru asta și din cauza aceasta. Și poporul Israel sunt cei care cel puțin teoretic ar trebui să-l reprezinte pe Dumnezeu. Și îl reprezintă pentru că el i-a ales, dar de multe ori vedem că cad în eșec și în faliment și atrag asupra lor exact asemenea judecăți care sunt împlinite, de exemplu, de Imperiul Babilonian în acest caz. Da? Deci fondul pe care discutăm este judecata Edomului, dar vedem că sunt diferite nivele care le putem observa. Și aceste nivele, aceste relații, această dinamică devine evidentă pentru noi prin simplu fapt că am identificat care sunt personajele prezente. Da? Dacă nu identificam personajele, credeam că este o istorie sau o poveste despre judecata unei națiuni și doar atât. Da? Dar făcând acest cadru, creând acest cadru, definindu-l, înțelegem mai bine. Textul nostru ne arată diverse lucruri despre această judecată. De exemplu, ne arată agenții care sunt prezenți în această judecată. În primul rând, vedem, încă din primul verset, că primul agent, primul care este cel care pune în practică această judecată, este agentul divin, este însăși Dumnezeu.
Este prorocia lui Obadia, dar este cuvântul lui Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre Edom. Este judecata lui Dumnezeu asupra Edomului. Și lucrul acesta ne dă un vizor, ne dă un gemuleț, dacă vrem să vorbim așa, despre felul în care lumea aceasta lucrează cu adevărat. Și anume, atunci când se întâmplă lucruri pe scena politică, pe scena națiunilor, din afară pare să fie cauze naturale, cauze politice, cauze economice, da? Dar dacă ne uităm dincolo de asta, dacă am putea avea o fereastră dincolo de sfera umană, am înțelege că agentul principal în tot ceea ce se întâmplă este Dumnezeu. Atunci când o națiune este judecată, atunci când o națiune este blestemată, atunci când un popor suferă, agentul principal care acționează acolo este Dumnezeu. Atunci când o națiune este binecuvântată, când un popor are belșug, are sănătate, când are siguranță, din nou, agentul principal care este în acțiune este Dumnezeu. El este cel care binecuvântă, el este cel care blesteamă, el este cel care apără, el este cel care judecă. Și lucrul acesta este clar pentru noi. Judecata aceasta nu este doar o întâmplare naturală. A fost o ceartă între aceste două popoare. Edomul conspiră împotriva poporului Israel și, ca și consecință naturală, la un moment dat, cum zice românul, roata merge și au pățit-o și cei din Edom. Nu asta se întâmplă aici. Aici ni se arată foarte clar că acest răspuns la faptele edomiților, la această crimă comisă la nivel de stat, este răspunsul lui Dumnezeu. Este răspunsul lui Dumnezeu. Și asta ne dă de înțeles că Dumnezeu, de fapt, este în control asupra tuturor evenimentelor care se întâmplă. Oricând o națiune este judecată, oricând un imperiu cade, este acțiunea agentului divin, acțiunea lui Dumnezeu. Dar asta nu exclude agentul uman. Și vedem că Dumnezeu chiar este cel care se folosește de agentul uman. El este cel care rânduiește nimicirea Edomului folosindu-se de oameni. Această prorocie este pentru oameni și această prorocie se împlinește prin oameni. Și în cazul acesta, Imperiul Babilonian. La nivel uman, Nebucadnețar orchestrează aceste invazii, face aceste mișcări politice pentru că el asta vrea să facă. El este un împărat care vrea să-și extindă imperiul, el este un împărat care vrea să-și arate puterea lui, dar în același timp știm că el este un instrument în mâna lui Dumnezeu care este folosit pentru a împlini planul lui Dumnezeu. Această tensiune între agentul divin și agentul uman există peste tot în Sfânta Scriptură. Și ea nu este rezolvabilă. Ea este axiomatică. Este felul în care lumea aceasta creată de Dumnezeu funcționează. Da? Noi facem ceea ce vrem și rezultatul este ceea ce a decretat Dumnezeu. Și Biblia ne spune că Dumnezeu are în mâna Lui inclusiv mâna împăraților. Mâna împăratului este în mâna, inima împăratului este în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu face cu ea ce vrea El. Atunci când se apleacă asupra inima unui împărat, acel împărat este un instrument pentru harul lui Dumnezeu pe această planetă. Și este pace, și este liniște, și este binecuvântare. Și atunci când Dumnezeu retrage mâna lui și acel om care este un mare conducător, un mare politician, un mare dictator, este lăsat în voia minții lui blestemat, el face tot ceea ce vrea el și tot ceea ce este rău. Și oamenii suferă în felul acesta judecata dreaptă a lui Dumnezeu. Asta este tensiunea lumii în care trăim. Și această tensiune între agentul uman și agentul divin este adevărată și valabilă de la nivelul personal, da, până la nivelul global. Dacă îți pui întrebarea de ce s-au întâmplat anumite lucruri în viața mea, s-au întâmplat pentru că tu ai luat anumite decizii, pentru că tu ai vrut să faci anumite lucruri sau pentru că cei din jurul tău, agenți umani, de ce ai ieșit de la biserică și ți-a dat unul în cap?
Pentru că există un nebun undeva pe stradă care a vrut să-ți dea în cap. Și pentru că în depravarea lui și în decăderea lui a acționat liber în acest fel. Și în același timp înțelegem pentru că a rânduit sau a îngăduit Dumnezeu ca să fii încercat sau să sufere acea tragedie. Acești doi agenți sunt întotdeauna în această tensiune. Dar de fapt nu este o tensiune decât aparentă pentru noi. Pentru că Biblia ne arată că agentul suprem este agentul divin. Dumnezeu este cel care rânduie toate lucrurile. Și în acest caz vedem că există această tensiune, acest conflict între Babilon și Israel, între Edom și Israel, între Babilon după aia și Edom. Dar până la urmă nu se întâmplă altceva decât planul lui Dumnezeu care se desfășoară exact așa cum l-a rânduit Dumnezeu. Lucru foarte, foarte important de înțeles. Da? În al doilea rând vedem magnitudinea acestei judecăți. Și anume ni se prezintă că această judecată este o judecată totală. O judecată totală. Edomul are să sufere consecințe radicale din partea lui Dumnezeu. Da? Nu este o judecată parțială, nu este o judecată minoră, este o judecată totală. Da? În versetul 2 spune în felul următor, iată te voi face mic printre neamuri, vei fi cel mai disprețuit. Și în versetul 10 vedem că judecata aceasta este totală, desăvârșită din pricina silnăciei făcute împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Dumnezeu promite că îi va rade de pe fața pământului. Este o judecată totală și este o judecată finală la nivel de popor. La nivel de popor. Și această judecată totală și finală, care până la urmă se îndeplinește, începe în anul 581 cu cucerirea Edomului din partea Babilonului și se sfârșește cu Imperiul Roman, care realmente rade poporul edomiților de pe fața pământului. După Imperiul Roman nu mai există urmă acestui popor. Dumnezeu își împlinește în mod desăvârșit judecata lui. Da? Un lucru de ținut minte, inclusiv această judecată totală și radicală, e rade de pe fața pământului, este un har de la Dumnezeu. Pentru că din ziua din care judecata este decretată public, există ani de zile în care acest popor are șansă după șansă să se pocăiască și să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Da? Suferă invazie după invazie, suferă tragedie după tragedie și există sute de ani în care acest popor se poate pocăi și se poate întoarce cu fața spre Dumnezeu. Și această eradicare, această judecată de magnitudine totală atacă sau are în vizor trei aspecte ale acestui popor. Are în vizor aspectul intelectual, are în vizor aspectul economic și are în vizor aspectul militar sau politic sau social, cum vrem să-l numim. În primul rând, vedem că are în vedere aspectul intelectual. În versetul 8 ni se spune lucrul acesta: oare, zice Domnul, nu voi pierde eu în ziua aceea pe cei înțelepți din Edom și priceperea din muntele lui Esau? Adică, în alte cuvinte, Dumnezeu le spune: intelectualii voștri, cei mai luminați din țara voastră, nu vă vor ajuta cu nimic. Nu vă pot ajuta cu nimic. Nu există scăpare prin intelectul vostru. Nu puteți ca să gândiți o strategie militară care va rezolva problema aceasta. Și nu se va găsi o soluție intelectuală pentru că Dumnezeu nu va lăsa. Nu va lăsa să fie o soluție intelectuală. Da? Dacă vrem să vorbim într-un fel, putem vorbi despre faptul că Dumnezeu le va încuia mintea. Tot ceea ce e nevoie ca Dumnezeu să ne încuie mințile sau să ne întunece mințile este să nu ne dea lumina Lui. Atât este nevoie. Și Dumnezeu spune, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere strategic, nu veți avea nicio izbândă. Această judecată va fi asupra gândirii voastre,
De altfel, edomiții erau renumiți pentru a fi oameni inteligenți, pentru a fi oameni strategici. Chiar Biblia vorbește despre înțelepciunea lor, cel puțin omenește vorbind, despre dibăcia lor. Da? Și de multe ori vedem aspectul acesta și în societățile noastre. Societăți care văd și simt judecata lui Dumnezeu în aspectele intelectuale. Intelectul lor nu îi poate ajuta. Oameni care de altfel ai zice că sunt inteligenți și nu pot găsi soluții la problemele lor. De ce? Pentru că sunt probleme irezolvabile. Nu irezolvabile în sensul că n-ar exista soluții, ci irezolvabile în sensul că Dumnezeu nu permite soluții. Poporul român ar putea fi clasificat ca și un asemenea popor. Da? Intelectul nostru ca și popor român este, zic eu, cred eu, sunt convins, se află sub o judecată a lui Dumnezeu. Ne uităm în jurul nostru și vedem alte neamuri, alte popoare care sunt cu nimică mai străluciți ca noi și totuși la ei există soluții și la noi nu există. Și nu există de decenii. Și dacă ne uităm în toată istoria noastră, vedem că noi totdeauna se pare că ne împotmolim. De ce? S-ar putea să fie că există o judecată a lui Dumnezeu care nu ne permite. Pentru că înainte de a rezolva problemele intelectuale, trebuie rezolvate problemele spirituale. Înainte de a rezolva problemele cu mintea noastră, trebuie rezolvată problema inimii noastre. Și în această judecată totală, Dumnezeu afectează și aspectul intelectual. În al doilea rând, vedem că este o judecată asupra problemei economice. De la versetul 5 la versetul 7, vedem descrierea acestei judecăți precum ar fi un hoț care vine și fură averia care o ai. Sau care vine și îți fură roadele care le ai în ogorul tău sau în via ta. Și Dumnezeu spune în această prorocie că această judecată va avea un impact economic care este mult mai drastic decât a fi furat. Și ce zice Obadia? Ce zice Dumnezeu prin Obadia? Când vine hoțul și te fură, totuși mai lasă ceva în urmă. Da? Fie că n-are nevoie de atâta, să satură și hoțul de furat la un moment dat, fie că n-are capacitatea să-ți fure. Hoțul intră în casă, sparge casa și pentru că este grăbit, ia ceea ce e mai valoros, după ceea ce poate pune mâna, ceea ce intră în sac și fuge. Și când tu vii acasă, constați că ai fost furat, constați că ai fost păgubit, dar rămâne ceva. Există ceva. Dumnezeu spune, nu va fi așa cu această judecată. Nu va fi precum un hoț care vine și îți ia o parte, îți ia ceva, ci vei fi judecat total. Toată bogăția ta, toată averia ta va fi luată. Dacă ar fi intrat la tine niște hoți sau niște tâlhari de noapte, ar fi luat ei oare mai mult decât ar fi putut? Cum ești de pustiit? Da? Deci astea două se pun în contrast una cu altele. Dacă nu înțelegi ce se întâmplă, îți dai seama că, sau înțelegi că hoțul este cel care îi pustiește. Nu este așa. Contrastul este, vine un hoț și îți fură ceea ce poate. Da? Dar nu asta se va întâmpla cu voi, Edomule, zice Domnul, ci vei fi pustit total. Nu ca și un hoț care ia ceea ce poate, ci felul în care te pustiește Dumnezeu care poate lua tot. Care poate lua absolut tot. Vai ce scormonit este Esau. Cum i s-au descoperit comorile, da? Dacă ar fi venit niște culegători de vie la tine, n-ar fi lăsat ei niciun strugure pe urmă? Răspunsul este da, ar fi lăsat. Pentru că omul, chiar dacă ar fi avut intenția ca să-ți fure tot, n-ar fi capabil să te fure de tot. Eu am o bucățică de livadă aici lângă Zalău și anul trecut am mers ca să culegem această livadă. De fapt, Dani și cu încă câțiva frați au mers să culeagă această livadă să facem suc de mere. Și a ieșit un suc de mere extraordinar. Și pentru că a fost recoltă abundentă, am zis, măi, prima producție de suc de mere, care a fost, nu știu, vreo 400 de litri, dăm la frați, dăm la prieteni, pentru că este recoltă din belșug în livadă. Și am dat. Au rămas doar câteva pungi din alea de suc pasteurizat la noi acasă și au venit 2-3 săptămâni de ploaie în care nu s-a putut merge în livadă. Sau cel puțin noi n-am constatat că ar fi bine să mergem în livadă pe frig și pe ploaie. După ce a trecut frigul și ploaia, Dani și cu celălalt băieț, celălalt frate s-au dus în livadă și îmi sună telefonul.
Mihai, e gol aici. Cum e gol, măi? Sunt poate sute de pomi în livada aia. Cum să fie gol? Mihai, în toată livada am mai găsit un măr. Am mai găsit un măr și niște urme de ștraf, da? În perioada aceea s-au organizat niște culegători, niște hoți, cu ștrafuri și au mers în livadă și au furat tot. Dar nici ei n-au putut să fure tot, că a mai rămas un măr, da? Dar judecata lui Dumnezeu în cazul acesta este totală, zice. Nu-i ca și niște hoți care vin și îți fură tot din vie, dar totuși mai rămân niște ciorchini, mai rămân niște boabe pe acolo, sau care ți intră în livadă și îți fură tot, dar totuși mai rămâne un măr. Când Dumnezeu se atinge de un popor, se atinge în așa fel încât îi distruge total. Intelectual vorbind, da? Economic vorbind. Și în ultimul rând, social sau politic sau militar vorbind, vedem că acesta este efectul. Versetul 9, de exemplu, ne arată lucrul acesta. Versetul 9. Vitejii tăi, temane, se vor înspăimânta pentru ca toți cei din muntele lui Esau să piară în măcel. Da? Este interesant dacă îți pui întrebarea de ce se vor înspăimânta. Vedeți, judecata este că ei se vor înspăimânta. Nu este constatarea. Constatarea nu este că vitejii tăi s-au înspăimântat, da? Și de aceea, pentru că ei n-au fost curajoși, ai ajuns măcelărit. Judecata este vitejii tăi care... Ce trebuie să fie un viteaz? Să fie viteaz, curajos, da? Vitejii aceia care în mod normal îți viteji, se vor înspăimânta. Asta e judecata. Vitejii tăi, armata ta nu te va ajuta la nimic. Vor tremura în cizmele lor, da? De ce? Ca să împlinească judecata și să nu te poți apăra. Oamenii care în mod normal ar fi luat sabia și mers pe câmpul bătăliei și omorât tot ceea ce este în jurul lor, să fie împietriți de frică și să fie ei omorâți. Pentru că asta este judecata lui Dumnezeu. Și de multe ori în istorie se întâmplă asemenea lucruri. Vedem popoare care în mod normal n-ar trebui să aibă nicio șansă într-o bătălie. Militar vorbind, strategic vorbind, da? Din punct de vedere de puterea lor militară. Și totuși au izbândă și câștig. De ce? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Și cazul acesta, exact asta se întâmplă. Poporul acesta, cu vitejii lor, nu sunt în stare ca să se apere. De fapt, vedem că trădarea vine din partea aliaților lor. Ei s-au aliat cu Babilonul, crezând că în felul acesta se vor proteja și vor beneficia și ei de pe urma Babilonului. Și în versetul 7 vedem că judecata este că exact această strategie de aliare cu Babilonul este ceea ce îi nimicește. Toți cei uniți cu tine te-au izgonit înapoi până la hotar. Prietenii tăi te-au înșelat și te-au stăpânit. Da? Strategia ta militară și forțele tale militare au fost falimentare pentru că Dumnezeu a hotărât așa. Omenește vorbind, strategic, oamenii aceștia au făcut ce este logic. S-au aliat cu aliatul cel mai puternic și au căutat beneficiul lor economic. De aceea au mers în țara Israelului și au luat tot ceea ce au putut de pe urma invaziei, da? Și au avut o armată puternică. În mod normal, logic vorbind, oamenii aceștia au avut o strategie bună, da? Dar după planul divin al lui Dumnezeu, este exact această strategie care e logică și bună după termeni omenești, care i-a nenorocit ca să se împlinească judecata lui Dumnezeu. Atunci când o țară, când un popor este judecat pe plan intelectual, este judecat pe plan economic, este judecat pe plan politic sau militar, este judecat total. Acea societate este sortită falimentului și în scurt timp va dispărea de pe fața pământului. Lucruri similare se pot observa și în jurul nostru. Țări care de altfel ai spune că nu pot fi mutate de pe harta istoriei. Țări ca și Germania, țări ca și America, da? Care dacă stai și te uiți cu atenție, vezi că iau pași încet, încet, în care este evident că există o judecată a lui Dumnezeu. Vă puteți imagina, de exemplu, pământul nostru fără America, deja nimeni nu mai poate imagina. Este cea mai mare putere economică și politică. Dar vă spun că dacă Dumnezeu judecă poporul american, în scurt timp poporul american va fi uitat de pe fața pământului. Cum a fost uitat orice imperiu, da? Cum a fost uitat orice imperiu. Romanii au crezut că ei vor
domnii pentru veșnicie. Imperiul Roman a rămas doar niște ruine. Putem să mergem să vizităm ruinele și să ne imaginăm ce imperiu magnific a fost. Hitler, da, Hitler visa că el, că Reichul lui va domni 1000 de ani. Cât a durat? Cât a durat puterea lui Hitler? Da? Câțiva ani și-a fost nimicit. Cine ar fi crezut că aceste lucruri sunt posibile? Toate aceste lucruri, dacă sunt în planul lui Dumnezeu, se întâmplă peste noapte dacă Dumnezeu hotărăște. Și Dumnezeu revarsă judecata lui peste acest popor, pe aceste planuri și într-un timp există o distrugere totală. Da? În al doilea rând, vedem că această judecată, nu numai că este totală, este inevitabilă. Este inevitabilă. Da? Când ai de-a face cu judecata sau cu confruntarea din partea unui om, de oameni mai poți scăpa. Când e vorba de judecata lui Dumnezeu, nu mai poți scăpa. Este inevitabilă. Este așa de evident că este inevitabilă, încât acolo unde se prezintă judecata față de edomiți, autorul și cred că Dumnezeu schimbă felul în care vorbește și vorbește despre această judecată la timpul prezent. Nu spune vă voi nimici, da? Nu spune averile voastre vor fi nimicite și absolut tot se vorbește la timpul prezent. Și lucrul acesta, de exemplu, se vede în versetul 5 și 6. Care ne arată că dacă ar fi fost o opoziție doar umană, așa cum am văzut, dacă ar fi intrat niște hoți, da? Dacă ar fi intrat niște culegători, adică dacă judecata ar fi fost din partea oamenilor, dacă opoziția ar fi fost din partea oamenilor, ar mai fi putut să se găsească o rezolvare, da? Dar nu este din partea oamenilor, este din partea lui Dumnezeu. Ca atare nu există scăpare. Și când vorbește despre judecata lui Dumnezeu în aceste versete, vedeți cum spune. Cum ești de pustiit? Păi stai un pic, încă pustiirea nu s-a întâmplat. Cum adică ești pustiit? De ce? Pentru că judecata lui Dumnezeu este inevitabilă. Da? Versetul 6. Vai ce scormonit este Esau. Cum i s-au descoperit comorile? Păi stai că încă comorile nu s-au descoperit. Judecata, aplicarea judecății vine la 5 ani. După invazia Babilonului în Israel, la 5 ani, când prorocia este dată și se dezvăluie planul lui Dumnezeu, el este ca și împlinit. Nu mai există șansă că judecata asta să nu se întâmplă. Ca atare Dumnezeu vorbește despre judecata lor și despre pierderea averii lor la timpul prezent. Voi acum sunteți pierduți. Voi acum sunteți scormoniți, de averele voastre sunt scormonite. Voi acum deja sunteți gata judecați. De ce? Pentru că ceea ce Dumnezeu decretează se întâmplă fără a fi vreo scăpare. Da? În al treilea rând, putem observa motivația judecății. Din nou avem două aspecte. Pe de o parte avem faptele lor, care ni se enumeră de la versetul 10 la 14. Ei sunt judecați pentru faptele lor. Da? La versetul 10 începe prorocul și ne arată din ce cauză Dumnezeu îi judecă. Și este foarte clar lucrul acesta pentru că textul nostru indică din pricina, căci, da? Și așa mai departe. Și toate lucrurile negative care ei le-au săvârșit sunt subliniate de autor prin sintagma nu trebuia. Nu trebuia să faci aia, nu trebuia să faci aia, da? Deci la versetul 10 la 14, ni se spune foarte clar, judecata aceasta vine asupra lor din pricina faptelor care le-au săvârșit. Și uite, astea sunt faptele, ca să știți și voi și să le evitați. Din pricina silneciei făcute, adică din pricina violenței comise, împotriva fratelui tău Iacov, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua când stăteai în fața lui, în ziua când străinii îi luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și aruncau sorțul asupra Ierusalimului, și tu erai atunci ca unul din ei. Da? Deci și tu erai ca unul dintre aceștia care au intrat și au nimicit Babilon. Ceea ce urmează este o descriere detaliată a felului în care ei erau ca și acești nimicitori. Versetul 12.
Nu trebuia să te uiți mulțumit în ziua fratelui tău, în ziua nenorocirii lui. Deci acești oameni, nu doar că au stat pasivi, nu doar că au intrat pe urma invaziei și au luat bogățiile lor, ci s-au mulțumit, au fost mulțumiți să vadă lucrul acesta. Într-adevăr, vorbim despre relația între două popoare, dar vorbim despre relația între doi frați. Vorbim despre relația între noi și cei din jurul nostru. Și la fiecare faptă comisă de ei, putem să ne regăsim și noi. În fiecare sferă din viața noastră, da? În fiecare sferă din viața noastră. Când ceva rău se întâmplă cuiva din cercul nostru, cum ne arătăm noi? Mulțumiți sau nemulțumiți? Fericiți sau nefericiți? Nu trebuia să te bucuri de copilul Iuda în ziua pieririi lor și nu trebuia să vorbești cu semiție, adică cu mândrie în ziua strâmtorării. În orice sferă. În orice sferă. De multe ori mă uit la ceea ce se întâmplă în jurul meu, mă uit la ceea ce se întâmplă în sfera bisericească și văd în dreapta și în stânga biserici care cad, biserici care mor, păstori care cad, care ies din decor și Satana vine cu acea ispită și spune: ei, ăla e normal, ăla e un păcătos, ăla e un... tu nu ești așa. Și începi și te uiți la problema respectivă, la căderea respectivă și într-adevăr e condamnabilă și într-adevăr trebuie să spui păcatului păcat și într-adevăr este deplorabil ceea ce s-a întâmplat. Dar în loc ca să faci asta și să te uiți și să fie un semn de avertizare pentru tine, ești tentat. Chiar păstor fiind, să zici: măi, dar eu nu-s așa. Eu n-aș putea vreodată. O clipă dacă Dumnezeu își ridică mâna deasupra oricărui slujitor, poate ajunge cel mai depravat și deplorabil om. Și te uiți la acela care e prins în curvie, și te uiți la acela care e prins în furt, și te uiți la acela care e prins în cele mai mari scandaluri și nu trebuie să te uiți și zici: eu nu-s așa. Trebuie să te uiți și zici: eu nu-s așa pentru că Dumnezeu nu permite și să îndură încă de mine. Dar oricând aș putea fi așa. Nu trebuie să te uiți cu satisfacție. Trebuie să te uiți cu mândrie. Da? Lucrul acesta este aplicabil în orice sferă. În familia noastră, în bisericile noastre, la servici. Cum ne raportăm noi față de norocirile care se întâmplă în viețile altora? Nici nu trebuia să intri pe porțile poporului meu în ziua nenorocirii lui. Nici nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului. Și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să profiți pe urma necazului lor. De aceea, unele meserii sunt interzise, sunt non-discutabile pentru creștini. Nu poți fi, de exemplu, un creștin cămătar. Da? Nu poți fi... Sunt multe meserii care nu poți fi. De ce? Pentru că noi înțelegem că nu ne este permis ca să profităm pe necazul altora. Da? În orice domeniu. În orice domeniu. De pe necazul altora. Este foarte ușor să profiți de pe necazul altora. Sunt oameni, de exemplu, care stau și citesc anunțurile în ziar să vadă când moare cineva. Da? Nu pentru că sunt doar morbiți, pentru că sunt oportunități de business atunci când există tragedie. Când într-o familie moare tata, de exemplu, și dacă tata e singurul care câștigă bani în casa aia și familia aia are o rată la bancă și te duci în momentul ăla și zici: uite care e problema. În 3 luni îți pierzi apartamentul. Inevitabil. Decât ca să-l pierzi, vinde-mi-l mie la jumătate de preț astăzi. Sunt foarte mulți care fac asta. Vânează oportunități de business din nenorocirea altora. Este foarte profitabil. Dar nu este moral și nu este etic. De ce? Pentru că Dumnezeu nu permite copiilor săi să îmbogățească pe nenorocirea altora. Și exact asta fac acești oameni. Ei nu se uită la poporul Israel, care de altfel, după sânge, sunt înrudiți cu ei și zic: vai de ei, bieții, cum am putea ca să-i ajutăm? Ei se uită și văd oportunitate de profit. Putem merge și lua de acolo ce vrem noi. Porțile sunt dărâmate, invazia babiloniană a fost de succes. Noi putem profita pe urma nenorocirii lor. Da? Și noi, de multe ori, avem aceste tendințe. Vedem suferința altora și ne gândim doar la beneficiile noastre. Ne gândim doar la profitul care noi putem ca să-l avem. Fiecare dintre noi în domeniile și în sferele în care ne
găsim. Nu trebuia să te bucuri de nenorocirea lui în ziua prăpădului și nu trebuia să pui mâna pe bogățiile lui în ziua prăpădului lui. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui și nici nu trebuia să dai în mâna vrășmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului lui. Deci oamenii aceștia atrag asupra lor judecata lui Dumnezeu din cauza faptelor. Și aceste fapte le putem regăsi în viața noastră. Și dacă le regăsim în viața noastră, ar trebui ca să ne revizuim viața, că s-ar putea să atragem și noi judecata lui Dumnezeu. Dacă privim la alții cu mândrie, dacă privim la alții cu judecată. Nu dacă judecăm faptele lor, este o diferență. Între a judeca un lucru care este bun sau rău și a spune asta este rău, asta este bun. Biblia ne cere să facem acest lucru. Biblia ne cere ca să spunem păcatul lui păcat. Ci a judeca în sensul de a te uita superior, în sensul de a te uita cu mândrie, în sensul de a spune că tu nu ești așa. Dacă caracteristicile acestea se află în viața noastră și noi suntem în pericol de a atrage mânia lui Dumnezeu și judecata lui Dumnezeu asupra noastră, asupra familiei noastre, asupra bisericii noastre, asupra țării noastre. Da? Dar problema este mai profundă decât atât. Pentru că vedem că motivația judecății, într-adevăr, sunt faptele lor, dar motivația judecății este inima lor. În versetul 3 ni se arată că problema esențială este mândria lor. Căci mândria inimii tale te-a adus în rătăcire pe tine care locuiești în crăpăturile stâncilor și domnești în înălțime. De aceea tu zici în tine însuți, cine mă va arunca la pământ? Și răspunsul care vine ca și un tunet la această întrebare, cine mă va arunca la pământ? Este Dumnezeu. Dar chiar dacă ai locuit tot atât de sus ca vulturul, chiar dacă ți-ai așezat cuibul între stele, tot te voi arunca jos de acolo, zice Domnul. Da? Dumnezeu este împotriva celor mândri, celor care cred că sunt în afara autorității lui Dumnezeu, celor care cred că stau pe propriile lor picioare, celor care cred că au obținut cumva un avantaj care nu poate fi atacat. Fie prin averea lor, fie prin intelectul lor, fie prin moralitatea lor. Dumnezeu, pe mine? Să mă trimită Dumnezeu în iad? Pe păcătoșii ăia înțeleg că ăia-s curvare, ăia-s bețive, dar eu sunt om de treabă. Ar fi prea de tot. Da? Mândria se află și se regăsește în toate aspectele vieții noastre. În aspectele financiare, în aspectele morale, în aspectele relaționale. Și Dumnezeu urăște mândria, pentru că mândria este opusă lui Dumnezeu. Mândria caută emanciparea față de Dumnezeu. Mândria caută să spună lui Dumnezeu că El nu are drepturi asupra noastră, control asupra noastră. Și de multe ori, fie direct sau fie indirect prin acțiunile noastre, lansăm această provocare la Dumnezeu. Cine ne va dărâma pe noi de unde suntem? Cine ne va putea atinge? Pentru că suntem deosebit de înalți. Am ajuns la un punct foarte înalt, fie în cariera noastră, fie în cine știe ce. Și Dumnezeu răspunde la această întrebare și spune că El este Cel care întotdeauna va dărâma și va nimici pe cei care se îngânfă și sunt mândri împotriva Lui. Pentru noi este o amenințare sau este, mai bine spus, o aducere aminte cât se poate de relevantă că acest păcat care a fost în inima acestui popor se regăsește și în inima noastră. Și noi suferim de exact același păcat. Și simptomele se pot manifesta exact cum s-au manifestat în viața lor. Prin ură față de semenii noștri, prin mândrie față de cei din jurul nostru, prin bucurie față de suferințele altora. Și aceste lucruri atrag în mod inevitabil judecata lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, avem mesajul principal al acestei judecăți, și anume că avem un Dumnezeu care este suveran peste tot ceea ce se întâmplă, dar avem și un Dumnezeu care este drept. Versetul 15 ne arată că El îi va judeca după faptele lor și că faptele lor au atras asupra lor judecata lui Dumnezeu.
Lucrul acesta, faptul că Dumnezeu este suveran și în control și atotputernic peste toate lucrurile și faptul că El este drept, ar trebui să ne înspăimânte. Pentru că fiecare dintre noi stăm condamnați de la nivel personal până la nivel global. De la nivel personal, la nivel de familie, la nivel de biserică, până la nivel de țară. Stăm vinovați înaintea lui Dumnezeu. Pentru că fiecare dintre noi am încălcat dreptatea lui Dumnezeu. Fiecare în mândria noastră credem că știm mai bine decât Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu este în control și faptul că judecățile lui Dumnezeu întotdeauna sunt împlinite și sunt împlinite în mod desăvârșit, ar trebui să ne înspăimânte. Și în același timp vom vedea de seară că este faptul că avem un Dumnezeu drept și suveran, care este singura noastră speranță și singurul lucru care ne face să tragem nădejde. Că este același Dumnezeu suveran și același Dumnezeu drept, care este scăparea noastră și care dă mântuire și care dă iertare. Dumnezeu ca să îndure de fiecare dintre noi, Dumnezeu ca să descopere în inima noastră locurile și aspectele din viața noastră unde există mândrie, unde există aceste simptome care sunt produse de mândrie, și prin puterea Duhului Sfânt să le elimine din viața noastră. Ca să nu atragem asupra noastră, personal, asupra familiei noastre, asupra bisericii noastre, asupra țării noastre, judecata lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne smerească și să ne învețe ce înseamnă a avea o inimă pe placul Lui și care să-L glorifice pe El. Amin.